Dacii și romanii s-au reîntors din istorie și mii de oameni, români și străini, au venit să-i vadă la cel mai mare festival de reconstituire istorică din țară. Festivalul Dacfest a ajuns la cea de-a 12-a ediție. Peste 300 de rinectări au adus în prezent viața dacilor și a romanilor. Cei prezenți au putut savura bucatele sățioase ale dacilor, au participat la diversele ateliere antice și au așteptat cu nerăbdare târgul de sclavi și confruntările dintre daci și romani. Evenimentul a fost organizat de Consiliul Județean Hunedoara prin Direcția de Administrare Monumente și Promovare Turistică, Primăria Simeria și Asociația Terra Dacica Eterna. Dacia! Dacfest a început cu o paradă pe străzile orașului Simeria. Luptătorii au purtat torțe și armament reconstituit fidel după piesele găsite de arheologi. A doua zi, festivalul s-a desfășurat pe platoul de la Măgura Uroiului, în apropiere de Simeria, locul unde a fost turnat filmul Burebista. Este pentru a 12-a ediție care este la noi în județ. A început la Sarmi Segetuza, a continuat la noi aici, că de la un loc deosebit, un loc încărcat de istorie. Și ceea ce mă impresionează mai mult este faptul că an de an, din tot mai multe formații, tot mai multe trupe care se luptă aici și parcă ne reamintesc de istorie, acum 2000 de ani, acum 1900 de ani, când daci și romanii se luptau. Ce este mai important și de data asta este că acest festival Dacfest nu este numai în interiorul granițelor României. Este recunoscut și peste hotare și ca urmare, astăzi avem aici luptători din 4 țări. Este un lucru extraordinar de mare, care interesează pe toți și cred că an de an va fi mai frumos și le doresc mult succes. Dar șansele lor sunt destul de mici. Târgul de sclav de la Dacfest a fost un real succes și a adus multă distracție în rândul celor prezenți. Licitația a pornit de la un leu și a ajuns la câteva sute de lei bune. De trei ore am jucat cel câștigător. Aplauze pentru... Bună ziua! Felicitări, am fost bună, un slav astăzi. Pentru soție. Pentru soție, nu pentru mine. Eu sunt cu berea. Era dedicat femeilor, nu? Da, clar. De unde sunt clar? Deva. De la Deva. Rămâne așa. Cum vi se pare festivalul? Foarte frumos. Am fost acum în urmă cu 5 ani, am mai reușit să ajungem, deși suntem aproape aici în Deva, dar nu am reușit să ajungem în funcție și de programul care îl avem la muncă, dar de data asta am făcut tot posibil să ajungem aici. Și ați câștigat și un sclav pentru soție. Da, exact. Mulțumim! Bună ziua! Când revenim la sclavii ăștia mai războinici... Cum vă simțiți acum? Ai, fericită! În sfârșit îmi face cineva toate poftele, că soțul nu prea le face. Luptele dintre gladiatori au fost și ele așteptate cu nerăbdare și s-au desfășurat în uralele celor prezenți. Câștigătorul de anul acesta a fost Spartacus. Experiența în aceste lupte este ceva de nedescris. Odată ce îmi pun cască pe cap, intră o adrenalină în mine care va mă provoacă să merg cu lupta până la capăt, chiar dacă ar fi să mor sau să trăiesc. Bine, chiar dacă nu ne omorâm de adevăratele, atmosfera și adrenalina este maximă. Și tipul de gladiator pe care îl reprezint este un murmilo. După cum a spus și prezentatorul nostru, reprezintă legionarul roman din perioada imperială. Pur un scut curbat, un bo care are protecția de mână, unde este mânerul, și un gladiu de fier, care este folosit mai mult pentru un pus, pentru distanțe scurte de atac. Libertatea în sine de a ieși din arenă și a trăi o viață normală. Acesta este Gladiu Sultenem, în mâna de prefect, pentru a mă lăsa liber după cei mulți ani pe care am sclăvit în arenă. Acesta este câștigul meu.
Momentul cel mai așteptat este marea bătălie dintre daci și romani. O adevărată lecție de istorie pe viu care i-a încântat pe toți, mai cu seamă pe copii. Romanii se regrupează și resping atacul, înaintând încet, încet înspre daci. Pasiștii se retrag. Atelierele antice și bucatele sățioase ale dacilor i-au cucerit pe cei veniți la festival. Mâncare dacică, un terci, care se făcea de fapt în toată Europa antică, după gustul fiecăruia și după ce posibilități. Aici avem un terci de linte cu năut, afumătură și, bineînțeles, câteva alte vegetale, plante aromate, ceapă, morcovi. Ia să ținem departe de umiditate, dar pe vremurile acelea, dacă războiul ne obligă, nu mai ținem departe de umiditate. Nu e folosit această armă. Asta este o armă dacică, este un cosor. Bine, aici este o variantă mai micuță și s-a agățat scutul, se trăgea sau se băga pe la gâp din spatele, din linia a doua, de exemplu, ajutai linia din tâi, că este armă lungă. Asta nu se folosea cu un scut. Nu, se folosea doar cu două mâini. În spate avem și niște variante mai mari și mai eficiente decât acestea. Am venit cu asociația noastră, care e compusă din daci, cu tot zestra noastră, cu armurile și armamentul nostru în dotare, cu draconisul. Asta este. Și participăm. Spuneți-ne un pic din povestea lor. În principal sunt toate făcute sau sunt produse după descoperirile arheologice, după relatări din domeniul istoricilor și a muzeograficilor de la noi din țară. Nici fetele nu au fost mai prejos și au prezentat tot felul de dansuri antice. DACFEST a avut ca în fiecare an numeros spectatori. Mii de oameni și-au încurajat favoriții. Publicul festivalului vine din toată țara dornic să retrăiască frânturi din istoria veche a neamului, iar copiii au fost foarte încântați. Ziceam adineori că o să învețe la școală la istorie despre dacii romani, el fiind la grădiniță. Da, sigur, ceva interesant. Decât acasă, între patru pereți, e mai mult de atât. Ceva nou, deosebit. Ne place. De-aia am venit și în oraș ca să vedem. Am fost în concediu și ne-am întors ca să vedem luptele. Să aducem și copiii să vadă ceva nou, ce nu văd tot timpul. Organizatorii DACFEST au vrut să ofere publicului un eveniment pe care să nu-l uite ușor. Ediția din acest an s-a dorit a fi una de amploare și cu totul deosebită, cu peste 300 de reenactori și așa a fost. Mii de oameni au venit din toate colțurile țării și chiar din străinătate. Cu toții sunt impresionați de festival, dar și de bogata încărcătură istorică a locurilor. Din străinătate avem din Italia, avem din Anglia, avem din Polonia, avem din Bulgaria. Și în România avem de la Cluj, mă rog, de la Cluj avem sediu central, dar noi, Terra Dacica Eterna, suntem din toată țara, colegii de la Alba Iulia, din nordul țării avem Omnis Barbaria din Maramureș, avem din Moldova, ei sunt pentru prima dată alături de noi de la Piatra Neamț, avem din sud Istoria Renascita, mai avem din sud Romula Malva de la Castru Roman de la Reșca. Ce aduce nou festivalul anul acesta? Aducem multe lucruri noi. Acum câteva minute s-a terminat demonstrația colegului nostru Mugur de cavalerie dacică. Am arătat cum funcționează armele ascuțite. Avem ateliere noi. Colegii de la Baia Mare fac ardere de lut în pământ, nu în cuptor.
multe, nici nu mi le amintesc pe toate, dar sunt multe. Practic, e un festival care ne comunică ceea ce s-a întâmplat cu strămoșii noștri, cum au trăit ei, cum au luptat, cum au supraviețuit. Și toate aceste momente de viață sunt transpuse aici, în aceste lupte cu gladiatori, cu daci și cu romani, ca la termobile. Este cea mai frumoasă ediție de până acum. Avem o participare numeroasă, peste 300 de reenactori. Este o vreme absolut superbă, tabăra arată foarte bine. Ne bucurăm de ceea ce ne pun în scenă invitații noștri. Festivalul este ceva deosebit, pentru că față de toate celelalte aduce istoria în prim plan. Aici putem vedea cum trăiau strămoșii noștri, putem să ne învățăm copiii pe viu, să le arătăm pe viu cum trăiau dacii, cum se luptau, cum mâncau. Deci este ceva fantastic pentru cei mici și trebuie continuat în același fel. Deci este a 12-a ediție, dar este foarte bine pentru cei mici, pentru ca ei să cunoască ceea ce a fost mai demult. Evenimentul este organizat de Asociația Terra Dacica Eterna cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara, Direcției Generale de Administrare, Monumente și Promovare Turistică Hunedoara și Primăriei Simeria. Ediția 12-a a festivalului a ținut oamenii la Măgura Uroiului până târziu în noapte.